Adevărul că dacă nu cunoști drumul de aici și să mâni ATV-ul, așa te răstorn cu el și ajungi la spital, că nu-ți mai trebuie să mai vii data viitoare. Asta este o cabană, deci este făcută toată din sticlă și noi o să intrăm aici în cabana asta. Wow! Cât de frumos se vede afară, superb! Așa ceva numai la Bucovina am poți vedea. Aici este bucătăria. Locul ăsta este de închiriat, deci dacă vrei să-l închiriați, locul ăsta este de închiriat. Vii aici și te cazezi o noapte și apoi mergi și-l bați pe proprietar la cap să-i spui să-ți vândă locul, pentru că este superb. Dragilor, am fost la fân și oamenii ne-au spus, mă, pentru că ai fost la fân cu noi, trebuie să te răsplătim. Și a venit Simi cu noi, merge să ne cărăm cu ATV-ul, merge până sus la Palma, Simi, nu? Da. El cunoaște toate zonele de pe aici, a fost și fratele lui cu alt motor, dar a plecat, ne-a lăsat în urmă. Și acum mergem spre Palma, încolo, să vă arătăm frumusețile care sunt de aici, din zona asta, că asta de aici, cum vedeți dumneavoastră, este Via Transilvanica, așa spun ei. Pe aici, v-am mai spus, mergeți până în Oltenia și aici, în vale, se vede foarte frumos toți codrii Bucovinei, cum se spune. Și acum o să facem video până sus la Palma. O să facem și o să punem așa, să mergem pe repede înainte. Drumul de aici și să mâni ATV-ul, așa te răstorn cu el și ajungi la spital, că nu-ți mai trebuie să mai vii data viitoare. Da, acum ăla depinde și cât de bine și să-l controlezi, frate. Aia, trebuie să știi să-l controlezi, că vorbeam cu cineva ieri și spunea că a mers într-o pantă, s-a oprit sus și o dat tare la ATV de s-a întors cu el peste cap și acum, după ani de zile, zice că cu ATV-ul ăsta au fost. Acum mă duc aminte, cu ATV-ul ăsta au fost. El a avut, avea 50 de ani și i-a plăcut adrenalina și o dată s-a dus sus pe munte cu el și adrenalina a avut că s-a întors ATV-ul cu el peste cap. Aici să ieșim. Asta e un traseu care e preventat de ATV-ul. Este cineva care închiriază ATV-ul? O, și ăsta-i traseul preventat de ATV-ul. Până aici, în Poiană, unde am trecut acum, de la Palma până aici, este traseul care merge un ghid cu oamenii care le închirează și durează cam o oră, o oră jumate. Da, da. Dar îi lasă pe oricine sau trebuie să ai experiență? Nu, pentru că merge destul de încet, știi? Când mergi cu ghid, nu te lasă să urma să-l urmezi pe el. Exact.
sus și la Palma, aici sus. Nu cred că am făcut video, am fost de mai multe ori aici. Mamă, dar ce s-a schimbat aici, că înainte nu era așa. Da. Înainte era numai asta și atâta. Uite ce câți oameni. Dragilor, am ajuns la Palma cu ATV-ul. Nu știu ce o să iasă din video pe care l-am filmat cu ATV-ul, dar vreau să vă arăt un loc superb, un lucru foarte frumos pe care s-a făcut aici la Palma. Țin minte că în urmă cu 6 ani, când am plecat de aici din România, sau 7 ani, cam așa, când am plecat de România, aici era numai semnul de la Palma de acolo de sus, atâta era. În rest, nu era nimic a construit aici. Acum, când am venit, am rămas șocat cât de frumos au putut să facă oamenii aici. Acolo este un lăhuț foarte frumos când vii să te poți opri. Sunt foarte mulți oameni și acum seara și undeva la ora 8 și o să mergem să vă arăt acolo o cazare superbă pe care niște tineri au făcut-o. Arată splendid. Au și aici restaurant, când vrei să vii la Palma aici sus. Ai ce mânca, ai mici, ai înghețată, ai sucuri, ai tot ce trebuie. L-au făcut cabana din lemn. Aceste Palma, nu vă mai spun istoria pentru că este destul de lungă, din câte ține mine. Tot drumul de aici, au construit la mână tot drumul de aici până la Rădăuț în jos, serpentinele de acolo. Aici asta este închis, dar pentru că noi cunoaștem pe proprietari, ne-a lăsat deschis. Aici este restaurantul, un untru frumos, cu o priveliște superbă. Dacă o să veniți încoace, vă puteți opri să mâncați, este o mâncare foarte bună, aveți de băut. Puteți să vă răcoriți în timp ce mergeți spre Rădăuț, în timp ce urcați aici și stați acolo sus la Palma. Apoi, ieșiți aici afară, puteți să aveți ce mânca, vedeți cât de frumos au făcut oamenii băncuțele acestea din lemn, tipic Bucovinei și tipic zonei, adică muntelui de aici. Vin foarte mulți oameni din străinătate și închiriază cabanele. Aici sunt două cabane tipa. Asta este o cabană, deci este făcută toată din sticlă și noi o să intrăm aici în cabana asta. Aici avem intrarea, pasul Palma Village, Palma Alpin. Așa că, dragilor, haideți să mergem în cabana tip A. Uitați cât de frumos este. Wow! Cât de frumos se vede afară, superb! Așa ceva numai la Bucovina poți vedea. Aici este bucătăria. Locul ăsta este de închiriat. Deci dacă vrei să-l închiriați, locul ăsta este de închiriat. Aici avem baie foarte mare, cu cabină de duș, mașină de spălat, tot ce vă trebuie ca să vă puteți gaza și să vă simțiți ca acasă, să nu aveți absolut nicio problemă. Aici este camera. Wow, cât de frumoasă e! Deci asta este partea de jos. Acum mergem sus. Partea de sus. Aici când vii, nu vrei să mai pleci. Vii aici și te cazezi o noapte și apoi mergi și îl bați pe proprietar la cap să-i spui să-ți vândă locul, pentru că este superb. Asta este camera de sus. Patul de aici. Aici este camera din spate. Eventual aici îi pui pe copii, pentru că tu vrei să stai aici în față. Când dormi cu soția, să vezi priveliștea și frumusețea pe care ți-o oferă dormitorul acesta. Wow, este superb! Ieși afară, aici este o canapea frumoasă și aici este priveliștea pe care stai seara și o admiri. Acolo jos este drumul care urcă spre Palma. Stai și te odihnești și te gândești la lucrurile pe care le ai de făcut și la frumusețea pe care a lăsat-o Dumnezeu în Bucovina și în România. Așa că, dragilor, dacă vreți să închiriați locul acesta și nu știți unde să dați de proprietari, ne puteți contacta și o să vă putem pune legătură cu ei. Dragilor, am fost aici la cabană, v-am prezentat cabana și acum mergem înapoi spre Ciumârna și o luăm pe drumul bun. Adică nu știu cât de bun. Mergem pe drumul bun? Mergem tot prin pădure, practic. Deci tot prin pădure. Acum mergem pe drumul bun, am scăpat. Așa că tot prin pădure, oameni buni. Haideți să vedem ce este și din video ăsta pe care îl facem așa off-road. Cât de frumos au făcut oamenii acolo. Căsuțele acolo sunt
au avut idee foarte bună să facă o pas turistic aici, ceva foarte frumos. Dragilor, am încheiat și aventura cu ATV-ul. O să facem un video separat cu ATV-ul. Am crezut că o să fie mai scurt, dar să o lungim mai tare. A fost atât de frumos, atât de mult mi-a plăcut. Am ajuns înapoi aici, sus în munte. O să petrecem aici seara, frumos. Și ce vreau să vă spun este să fiți bucuroși, oameni buni. Și să credem în Dumnezeu că nu uitați să vă bucurați de frumusețile astea pe care Dumnezeu le-a lăsat în prejurul nostru. Că de multe ori uităm să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Așa că, dragilor, până data viitoare, numai bine tuturor!